Icoane pe sticle au încondeiate costume populare, dar și poezii specifice Paștelui. Toate acestea au fost prezentate astăzi de mai mulți elevi ai școlilor din țara Făgărașului în cadrul unei acțiuni desfășurate la Colegiul Aurel Vijoli. Evenimentul, aflat la a doua ediție, a strâns zeci de elevi care și-au prezentat creațiile proprii. În urma acestei acțiuni, participanții au fost și premiați. Câteva săptămâni ne mai despart de sărbătoarea pascală. De aceea, reprezentanții Colegiului Aurel Vijoli au organizat o expoziție-concurs la care au participat 19 școli din țara Făgărașului. Icoane, ouă încondeiate, dar și alte obiecte specifice acestei sărbători au fost expuse publicului larg. Înainte de începerea festivității, un moment spiritual a avut loc în incinta capelei Sfânta Ecatarina din cadrul colegiului. Este o sărbătoare a bucuriei, a luminii, a vieții. Este o sărbătoare pe care copiii o dedică cele mai mari sărbători creștinești și în același timp noi dedicăm dascălii și locuitorii țării Făgărașilor copiii, cel mai valoros al nostru. Este o sărbătoare care nu trebuie privită în sine. Este modul în care țara Făgărașului și Făgărașul se prezintă vis-a-vis de sărbătorile pe care le așteptăm și în același timp dorim să ca toți locuitorii țării Făgărașului să cunoască practicile, bunele practici din localitățile țării Făgărașului, cei din Șinca Nouă cu cei din Cincu, din Sâmbăta cu Veneția, așa ne manifestăm și noi credința noastră, dragostea și înțelegem această... Elevii noștri s-au pregătit la patru secțiuni și anume icoane pe sticlă, icoane pictate pe sticlă, ouă specifice Paștelui și alte obiecte tot la fel specifice Paștelui și a patra secțiune este de pricesne și poezie specifică Paștelui. Copiii au venit să ne încânte și de data aceasta am reușit să facem și a doua ediție a concursului nostru Tradiții și obiceiuri în țara Făgărașului, care face parte dintr-un proiect internațional și ne bucurăm că ne-au onorat 19 școli, au venit din toată țara Făgărașului, inclusiv din țara Loviștei, din județul Vâlcea și grupul româno-german din Ucea de Sus. Fie că au realizat icoane, fie diferite decorațiuni specifice Paștelui, toți elevii au muncit din greu alături de cadrele didactice pentru a avea cele mai reușite standuri la această expoziție-concurs. Noi participăm cu niște icoane pe care le-am făcut la școala de vară anul trecut, care a fost înființată de preotul nostru Alexandru Stanciu și am venit în costum popular să vă arătăm toate ce ne chinuim noi să facem. A fost greu de făcut, dar a ieșit ceva. Noi prima oară n-am știut că trebuie să venim cu ceva de Paște aici și până la urmă am încercat să le aranjăm ca să le vedeți pe toate. Noi prezentăm aici expoziție de Paști cu ouă încondeiate, picturi pe sticlă, felicitări și cel mai important, costumul național și ne bucurăm să-l purtăm. Ne bucurăm că am participat și cel mai important este să purtăm hainele populare și să simțim că suntem români. La acest eveniment au participat cu obiecte specifice și elevii de la școala specială. Ocazia evenimentului, adică a parteneriatului Biserică-Școală-Familie, suntem la a doua ediție și am confecționat împreună cu elevii școlii speciale obiecte de Paște. Am muncit și elevii noștri sunt receptivi la toate activitățile pe care le desfășurăm în această școală. Noi astăzi am pregătit, suntem la Colegiul Tehnic Aurel Vijoli. Am făcut un proiect pe baza care să arătăm tuturor că materialele care sunt de aruncat le putem utiliza și să arătăm lumii că o biserică făcută purtând hramul Maicii Domnului poate fi creată din materiale ecologizate. Această biserică este făcută din cum se vede aici, conurile de brad, care în majoritatea oamenilor le aruncă, carton, am stricat o brățară care am primit-o de la preot și am pus icoane pe cruce, pe tot. În urma acestei acțiuni, elevii au fost premiați în funcție de sesiunea la care s-au înscris.